Hai să ne apucăm de treabă. Avem de făcut o nuntă în direct. Burlăcița și-a ales jumătatea. Daniela Crudu, burlăcița sezonului. Nu i-a fost foarte ușor să facă alegerea. S-a ales până la urmă cu Valentin. Trecem prin absolut toate momentele unei nunți. Facem și starea civilă pentru că l-avem pe domn primar aici. Avem și taraful. Salut pe Bogdan Artistu. Salut, băieți! O luăm de la început, da? Să punem voalul Miresei și să-l bărbierim pe Mire, da? Stați acolo să vedeți cu cine intră Mireasa, domnișoara de onoare Flore Salilidis și Oanalis e lângă Daniela Crudu. Iar din partea cealaltă o să vină Valentin alături de Mihai Mitoșeru să înceapă nunta anului. Bună seara, Cruduța! Bună seara, vai, dar ce minunat arăți! Eram sigur că va avea foarte multe ștrasuri în rochia ta de mireasă. Bineînțeles, păi se putea. Dar ți-a rămas mare. De ce am împrumutat-o de la o vecină. De la o vecină? E la second hand, nu? Da, normal. Am înțeles. Noroc că-i mirele frumos. Noroc că-ți vine mirele, că rochia de mireasă cam... Dar uite ce cupe are rochia de... Cupa campionilor și cupa UEFA. Sunt două cupe. Măi. Asta e un râs isteric, este foarte emoționată, de fapt. Ana Mocanu, să rămână, bine ai venit. Hai să ne apucăm de teabă, domnișoarele de onoare cu Cruduța. Luați-o și duceți-o să-i puneți voalul, aranjați-o. Iar domnul Lis este cel care oficiază starea civilă. Mito, du-te și bărbierește-l pe mine, trebuie să-l razi. Sigur, da, îi fac și părul, că eu mă pricep. Bogdan Artistu, trebuie să trecem prin toate momentele nunții, da? Ai melodii pentru orice. Facem tradiția. Ok. Mirele la oglindă, puțin mai așa, vă rog frumos. Cântăm pentru voalul miresei sau pentru briciu mirelui? Hai să cântăm și pentru una și pentru alta, că n-am avut bani de două tarafuri. Bun. Ok. Hai Cruduța, stai jos. Hai că eu învăț cum să fugă ăsta. Cum, tu trebuie să-l bărbierești. Și-mi dă și o fanta. Nu știu, Oana li știe. Păi nu mi s-a pus voalul la nuntă. Ia-o-s Cruduța. Aoleu, ce să mă fac? Că-mi pune valul pe cap. Of, că-mi pune valul pe cap. Aoleu, ce să mă fac? Că-mi pune valul pe cap. Of, că-mi pune valul pe cap. Ia-ți mireasă ziua bună de la tată, de la mamă, de la fraste, la surori, mă, de la grădini, la cofluri, mă. La domnul Lis, un bilet la pariuri. Da, mergeți din asta. Din partea domnului Lis, un bilet la pariuri. Câștigător! Doamne Mitoșeru, un piept pentru el! Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la tată, de la mumă. Au de la fras, de la surori, de la grădina cu flori, de la grădina. Ia-ți mireasă, rămas bună, de la fete, de din drum. E rândul cinerică, ai cinerică, deci aici, ai Mihai scoate instrumentul.
instrumentul. Scoate un alt. Ce să fac? Aoleu, ce să mă fac? Că-mi dă cu piepte nu-mi cap. Mi-a pus piepte, nu pe cap. Aoleu, ce să mă fac? Eu nu mai sunt supărat. Că-mi pune piepte, nu cap. Asta este cavalerul. Asta-i Mihai Mitoșeru. Asta-i Mihai Mitoșeru. Asta este domn primar, măi. De nimic nu m-am cabar. Face nuntă la morar, măi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, să trăiască la mulți ani. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Burlăcița și-a ales burlacul. În această seară la Rei Dabuni se consumă nunta. Sper ca noaptea nunții să nu o transmitem tot în direct la Antena Star. Să avem toate personajele. Cavaler de onoare, domnișoare de onoare, soția primarului și chiar primarul. Iar eu, în această poveste, sunt chiar povestitorul. Vocea conștiinței. Continuăm. Domnul Lis? Trebuie să-mi aduc aminte de unde am rămas. El a zis da. Întrebarea pentru Daniela Crudu. Daniela Crudu, ești de acord să le iei în căsătorie pe Valentin Gane? Da! Nu, lui spune. Da. Înainte de actul final, înainte de a declara soție, vreau să vă faceți... Aole, stai că nu mai pot, că mă uit acolo. Vreau să faceți niște jurământe. Deci, în primul rând, dumneavoastră, un jurământ. Să nu zici să mor eu, să nu zici. Să moară ce-am păcat. Să moară mama dacă îl las vreodată. Un jurământ frumos, așa, promisul pentru viitor. Dă microfonul. Scuze-mă. Promit că voi fi fidelă. De ce râdeți? Că e lucrul cel mai important. Să riți, vă duc. Dar ce aveți, fraților? Asta e cel mai important. Stai, mă, cui vei fi fidelă? Asta e între... Valentin. Lui Valentin, am înțeles. Ok. Am trăit sau și pe asta. Hai să vedem un jurământ din cap. Valentin. Stai puțin că mai vrea să spună. Promite că o să încerc. Stai că mai vreau să spună ceva. Și jur? Până când moartea ne va despărți. Moartea din Carpați sau cine? La mine era frumos până moartea ne va despărți când vei rămâne singură. Asta e pentru doamna primăriță, da. Mai aveți, domnul Lis? Sau să răcesc armarele? Domnul Lis, nu vă supărați, dar el și-a făcut singur analizele. Vă rog în jurământ, ca să știm, pentru viitoarea soție. Să o iei de nevastă, mă rog. La mai repede. Am auzit ceva. Te rog, Valentin. E o senzațională. Valentine, dacă nu-i juri, vezi că Flore deja a pus ochii pe tine, vrea să fure mirele. Da. Eu nu mă bag peste mărculesc. Așa cine, Doamne, ferește, ai jignit domnișoara de onoare. Consider că actul a fost îndeplinit, vă declar soț. Care act, domnul? N-am văzut niciun act. Da, noi n-am văzut, eu m-am uitat la emisiune în fiecare săptămână. N-am văzut actul, pe bune, la emisiune n-am văzut nimic. Doar la Insula Iubirii am văzut actul. M-ai pus într-o dilemă. Să se sărute Miri. Să se pupe măcar cineva. Așa? Deci, șervețele, v-am declarat soț și soție și cred că trebuie să, nu, să bem un pahar de... Bem un pic mai încolo, da? Că n-avem decât sigur, o șampanie! Bravo! Bogdan, artistul Cojo, hai să cântăm ceva de ieșit din starea civilă! Scoateți bilete! Hai! Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască, la mulți ani! Mulți să-mi trăiască, stai,
Crăduța, dă buchetul la o parte, te rog frumos. O să vezi că aruncă și buchetul mai încolo. Aruncă buchetul. Valentin, trebuie să scoți, i-a căzut o petală între... Haide, haide, Mihai, du-te să prind buchetul. Așa, perfect. Stai, mă, că nu acum aruncăm buchetul. Bogdan, artistul Cojo, avem un dans al mirilor. Da, o melodie foarte frumoasă. Valurile Dunării, valurile Dâmboviței, ceva. La Crudul, să știi, valsul Miresei se potrivește pe pleacă, mâine o să-mi treacă. E, să știi. Am eu o melodie foarte frumoasă, care o dedic de la Ginerică pentru Mirea sa. Hai. Daniela, ai repetat dansul mirilor? Nimic? Spune-mi te iubesc, când așa fericirea-mi găsesc. Atunci când te sărut, când te privesc, simt că mă liniștesc. An și an la rând s-apare viața mea. Am așteptat, dar fiecare clip a meritat. Am sufletul păcat. Mă faci fericit și vreau să mă pun lângă tine viața până la sfârșit. Ești cea mai frumoasă femeie și știi să mă faci fericit și vreau să mă pun lângă tine viața până la sfârșit. Dansul mirilor, perechi, perechi, ați văzut și domnul primar cu doamna, cu First Lady Oana Lis. Mitoșelul a dansat cu Elena pentru că viitoarea soția lui Mito e în cursă. E în cursă, sigur. E în cursă. Lungă. Și domnișoarele de onoare care au venit împreună și pleacă împreună, Ana și cu Flore. Daniela, vreau să le arăt oamenilor ce scrie pe spatele tău. Hai, pe spate se poate, nu? Valentin forever. Zi ce scrie aici. Nu regret nimic. Da, zi mă. Je ne regret rien. Cine a zis-o? Cum? Je ne regret rien. Cam Ferentua. Cam Ferentua, așa a zis. Superb. Da. Coco Chanel. Dar vine bine. Coco Chanel, Edith Piaf. Edith Piaf. Edith Piaf. Edith Piaf. Pilaf. Și l-a făcut într-o dimineață după ce a ieșit din club, a scris. Așa este. Cred că la Valentin te-ai gândit când ai... Sigur, da. Normal, știam că el va fi ales. Dar ce-ți place cel mai mult la el? La Valentin? Da. Ochii și privirea. Da. Are chiar doi ochi. Păi și cum te satisface cu ochii și cu privirea? Cu ochii, doar te faci doar din priviri sau? Mental. Păi e tot mentalist. Începe din priviri, nu? Am o surpriză pentru voi. Bun dacă are. Fiind organizator al acestei nunți, punând la dispoziție această sală, am făcut un sistem barter, nu vă iau nimic ca să mai am și alte nunți aici, cum se face. Deci putea și Morculescu aici. Doar că trebuie să ziceți la orice apariție, ziceți nunta, am făcut-o la... Nunta am făcut-o la Mihai Morar! La Morar Ballroom! Sarmalele au fost excepționale! De la mama, din Baia Mare!
Am o surpriză din partea organizatorului pentru voi. În această seară, unul dintre mari artiști ai României vine aici la nunta ta, Daniela. Super. Aplauze, vă rog frumos. Mulțumim. Pentru... Vă zic după câteva secunde, fără publicitate. E mare surpriza, Daniela. Valentin, credeți-mă, vă rog. Vreau să știu, în noaptea anunții astăzi, da, te va găsi neprihănită? Ce să facă? Vrei să-ți traduc, nu? Da. Adică ești în fecioară? În cartier? Dar adică să... cum să nu? Deci te-ai păstrat virgină până în noaptea? Păi da, asta e tradiția, da. Până mâine. Dar știi că... Voi știți bancul ăla când se duce fiul la tasul, tată, mă însor. Bă, dar nu-i prea repede. Am mai păcălit și cu cearcioară. Bă, dar mi-a luat tate, m-a luat una frumoasă, frumoasă, dar are o singură problemă. Care e problema? E virgină, la care taică să-i zice... Bă, fiule, nu știu ce să zic, dar dacă n-a vrut-o nimeni, de ce s-o vrem noi? Valentine! Hai cu Hora! Bineînțeles! Hai cu Hora, mai las-o! O Hora frumoasă! Pentru mirii noștri și pentru toți telespectatorii care ne urmăresc. Când mă întorc acasă, mă întreabă nevasta unde am fost și ce-am făcut. Știi că sunt bărbat care nu te minte și mă cuper cu sănătate. Când mă întorc acasă, mă întreabă nevasta unde am fost și ce-am făcut. Știi că sunt bărbat care nu te minte și mă cuper cu sănătate. Asta așteaptă să se dezbrace mireasa, nu mirele, dar asta e. După pauză ne întoarcem, mai avem o grămadă de momente din nuntă de făcut. Trebuie să vină tortul, sper să nu întârzie, că altfel o facem de cofetărie. Tortul sau tonciu? Trebuie să aruncăm buchetul. Hai! Hai, băieții! Sunt la nuntă! Cea mai dulce surpriză! Mai puțin! Să vină tortul, să vină tortul! Era să-l scop! Băi! Scap tortul! E prima nuntă pe care o organizez la mine la salon. Extraordinar. Nu așteptam la asemenea tot. Îi dai tu o limbă sau? Da, normal. Îi dau cu cedul sau taie. Ia să vedem. Domnul Lis întreabă dacă... Domnul Lis! E foame, Oane, știu. Mai stăm un pic, mai stăm un pic. Deocamdată să vină... E de adevăratele? E de adevăratele, da. Ți-l... Auzi, bucățica asta e doar să încerce Oana, să vadă că îi place, nu? Da. Asta e doar porția Oanei Lis. Oana, du-te și fugi cu tortul. Bă, ce bune. Nu puneți...
Mihai? Da, te rog frumos, du-te și împarte-l. Cântăm ceva de tort, Bogdan Artistu, Cojo. Daniela, da, poți să fugi de la propria ta nuntă. Nu te-ai răzgândit? Adică în continuare vrei să-ți petreci viața alături de un singur bărbat? Singurul da, care poate să fie ăsta. Mulți îmi trăiască la mulți ani. Mulți îmi trăiască, mulți îmi trăiască la mulți ani. Miri să trăiască, miri să trăiască la mulți ani. Nașii să iubească, nașii să iubească. Eu sunt nașul. Eu sunt povestitorul nunții, organizatorul nunții. Vreau să vă spun că am un trecut mare. Prima nuntă pe care am organizat-o aici în platou a fost nunta lui Viorel Lis cu Ana Lis. Mai ții minte când ai îmbrăcat rochia de mireasă acum câțiva ani? A fost cu noroc, uite, vă stă bine împreună în continuare. Dar cu rochia e destul de mică. Separa nu vă stă bine. Separa nu vă stă bine niciuna dintre voi, dar împreună vă stă bine. Daniela, ți-a fost sete? Hai că mai torn de la mine, nu e nicio problemă. Înainte să arunci cotletul pentru Oana Lis și buchetul pentru restul fetelor, ce dorință ai acum la ceas, la ceas târziu de seară? Să ajungă mai repede acasă. Doresc să fiu iubită. Pe unde? Peste tot. În baie, în bucătărie, în sobă, ăsta, să fie cald. Da. Atenție, șampania este fără alcool. Toate manifestările Daniele Crudu sunt naturale, nu sunt datorate substanțelor. Dar păi nu, că a rămas de ieri, că a fost la club, sigur. Așa, mai departe. Îmbrăcată mireasă. Sunt sigur atrasă de aici. Auzi, da, petrecerea burlăcițelor, petrecerea burlăcițelor ai făcut-o? Nu, dar abia aștept. Că vroia... Cum mă, dar o faci după nuntă? Păi da, ce contează, nu? Și că se dezbracă mitoșerul la petrecerea ta. Aș dori, da, o să fac sleepless. Ce să faci? Sleepless. Împreună cu Viorel. Îmi las sutienul cu Viorel. Sigur, ce-mi iese? Nu-mi iese nimic, Doamne ferește. S-a ieșit trandafirul. Da, e galben, trandafirul galben. Filmul meu preferat din copilărie. Iese trandafirul lui mitoșerul. Sigur, da. Așa, mai departe. Astea sunt dorințele mele, să fiu iubită, să iubesc. Și să am parte de multă fericire și două fete gemene. Păi da, dar trebuia să vorbești cu mine, nu cu... Păi da, astea sunt dorințele mele. Nu, să știi că și el mi-a zis, vreau să-i fac petrecerea burlacilor și la petrecerea burlacilor mi-a zis, vreau două fete gemene. Așa mi-a zis și el. Vreau să vă anunț că este ultima oară, ultima nuntă la care mitoșerul mai este cavaler de onoare, pentru că... Da, da. Nu faci tu anunțul? Pe 12 decembrie, sâmbătă, de eu mă sor pe bune! După o lungă suferință, Mihai Mitoșeru s-a decis să curme această... Da! Și vreau să zic ceva, dacă la e nunta mea... E un fel de eutanasie a burlăciei. Dacă la nunta mea Daniela o să fie domnișoară de onoare, ea deja are rochia de vreo 2 ani.
Sociul ține farfurile alea de vrea să mi le dea cadou de 2 ani. Se vede, știi? Da, sigur. Da. Se vede. Dacă eu mă însor, aș putea... Stai, nu, nu, nu. Aș putea... Lasă-o naibii, că se vede prea mult. Deci, aș putea să le fiu naș, mă. O să le fiu naș. Gata. Ok, hai să aruncăm să vezi că... Buchetul. Aole. Hai să aruncăm buchetul. Ai grijă de buchetul. Fetele nemăritate în spate. Elena, fetele Flore, fetele Ana, mergeți un pic mai în spate. Nu. La semnalul lui Bogdan Artistu, da? Hai. Următoarea mireasă, să vedem următoarea mireasă. Noi băieții stăm la recuperare. 1 2 2 3 Ușor. Cu voleu. 5 Încă o dată cu repetiție. Da! Să repetă. Da! Să repetă. Am crezut că sigur. Aruncă-l mai jos, Daniela. Băi, ai scagaroafili. Daniela, aruncă-l mai jos. Da, 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 e pe sistem. Deci, cu voleu, dar mai ușor, da? Dă-i cu boltă, încă o dată. 1, 2, 3, și... Este... Bravo! Flore Salaridi s-a prins buchetul. Bravo, Marculescu! Bravo, Marculescu! 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 Ana Mocanu și tura asta rămâne nemăritată. Băi, ești abia despărțită. Nu, nu dispera, ești cea mai tânără dintre noi. Când nu mai sunt chiar... Bă, la 40 de ani te măriți și tu. Flore! Ai... Felicitări! Mersi! Pe cine... Mărculescu. Pe cine ai putut? Doamne, nu știu ce zic băieții ăștia, eu nu știu, tu știi? Dar de unde, ce-i care treaba asta? La ziua mare-i bănică s-au împrietenit așa mai bine. S-a văzut, s-a văzut pe ecran. Tocmai cu Mărculescu, adică... Păi ce oră, nu ai verificat și tu CV-ul înainte? Păi tu nu mi-ai spus nimic. M-ai lăsat așa? Dar de ce, mă, că e un actor? Mărculescu e un actor celebru al României. Celebru. Da, celebru, da. Să-i pună valu. Da, bravo. Hai, avem ceva de boal. Coșu Bogdan Artistul. Valu, băieți. Bineînțeles. Ok. Stai, pe scaun, pe scaun. Ia să auzi ce spune pentru viitoarea mireasă. Băi, tu trebuie să-i pui. Eu m-am inima voioasă, că-s următoarea mireasă, sunt următoarea mireasă. Eu m-am inima voioasă, că-s următoarea mireasă, că-s următoarea mireasă. Ia-ți mireasă, ziua bună de la tată, de la mama. Așa Mărculescu face două nunți într-un singur an. Flore, trebuie să te ridici și trebuie să stea Daniela jos. E momentul în care Daniela Crudu trebuie să se așeze și să mărturisească păcatele ei de burlăciță. Auzi? Câte, câte zile ai asta vreau să zic? Care e cel mai mare păcat pe care l-ai săvârșit în burlăcie? Depinde ce... O băiețeală pe gagicăreală. Uite aici cuțitul. Valentina a scos cuțitul, măi, nu din noaptea anunții, te rog frumos. Ți-ai făcut șaormerie, a? Așa, zi. Băi, nu știu. O să zici o mare. Dumnezeu să-mi ierte păcate. Regrești ceva? Niciodată. Je ne regret rien. Niciodată. Nu. Zi, zi în franceză. Je ne regret rien, amore. Briana. Je ne regret... Măi, 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 ușor, Valentin, amore, te rog frumos. Franceză. Hai, nu cu de-astea. Nu cu de-astea din prima zi de căsnicie. Avem ceva de... Nu, din prima zi de căsnicie cu de-astea. Hai, Oana, da. Te rog frumos, spune-i... Trebuie să, trebuie să faci fată de casă. Da. Să cânt, să cânte de aia pentru mămica, pentru tăticul, pentru Nelu Crudu, pentru... Nelu Crudu, te rog eu frumos. Mireasa vrea ceva pe sistem. Da. Vrei canageambe? Canageambe! Hai, pune-i asta, mă! Stai jos, măi! Stai că m-am încercat! Stai, 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 st
Salon de nunți din oraș. Daniela Crudu își face nunta în Martăr la Morar Ballroom. Nu luăm la mir nimic, dar nici voi nu luați în plic. Normal. Fără plic nu se intră, zice generică. Și zic și eu ceva acum. Accept și cercuri. Pentru POS-ul lui Bogdan artistul. Yeah! POS, POS, POS. De nimic nu am cabar, că fac nuntă la moral. Și la toată lumea spun că Mihai e cel mai bun. S-a tras cu cardul miliardul! S-a dat fără număr! Și acum marchează banul domnișoara Ana Mocanu! Pentru fratele meu Daniela Crudu! Pentru mireasă melodia cât e fratele, că frate se dă mirele la o parte! Mulțumim frumos! Primator. Frumos! Ana, dă-te jos, încalță-te, te rog frumos. E haos. Exact cum își dorea Nelu Crudu să o vadă pe Daniela Crudu în ziua anunții. Exact așa se întâmplă. Stai jos. Mirele e rugat să-și pună proteza și să-i dea jos. Vă mulțumesc din toată inima. Jarteaua.
Dar mă ascultă și pe mine cineva sau? Canageambe cu maneaua, mirele cu jarteaua, hai. A, bine, hai, bagă. Dar vrei să spui ceva? A, nu, grație, hai, bagă. Grație. Aveți ceva de scos jarteaua? Forceps. Forceps, da. Ai fi luat pe tine. Domnul Lis a obosit, nu-i nimic? E abia începutul. Domnul Lis, treziți-vă. Domnul Lis, eu v-am propus ceva. Nu mai are zis, gata. Hai. Hai cu jarteaua, vă rog frumos. Hai că mă strânge cureaua, bagă și tu cu jarteaua. Dar unde-i jarteaua, măi, jarteaua? Puii mei, nu știu. Păi, dar ți-am dat unde jarteaua? Mitoșelul. Nu jarteaua, Daniela. Okay. Mitoșelul. E că domnul Lis, jarteaua. Vă reamintim că este... Vă reamintim că ăsta e momentul cu jarteaua, nu noaptea nunții transmis în direct, dar mă rog, mirii au exagerat. Dă-mă inelul atunci. Cum mă la sfârșitul nunții? La microfon, vă rog frumos, domnul Mare. S-a furat mireasa singură. Doamnelor și domnilor, s-a furat mireasa singură. Da. A furat-o chiar bărbasul. Bine, bărbasul a furat-o de când a vrut să ia de nevastă, dar mă rog. Nu știu ce să spun despre căsnicia asta, e clar. Sigur. Să fie într-un Daniela, ceas cu cup. Chiar crezi în căsnicia asta? Ia da. Iar el e masochist. Cred în viață și în binecuvântare. Ok, în viața mă înțeles, dar nu văd bine cuvântarea. Nu vezi, da. Nu văd, dar... Crede, nu crede, ia inelul, se răzgândește. Păi după. Ia inelul, te rog, păi frumos. Păi da, dă-i, mă, frumos, și elegant, bravo, așa. E, păi da, tu te iei după ea. Și o declarație de dragoste, Cojo, ai ceva? Hai. Tu nu trebuie să te iei după ea, chiar dacă te însor cu ea, e nebun, da. Ce frumos. Bravo. Să plângă mireasa. Mai bine să plângă mireasa decât să plângă mirele. Spune și plânge, ceva frumos. Dar bate. Spune și ceva frumos. Bun, gata. Serios. Nu, acum sincer, serios. Știi că la un moment dat eu ți-am zis prima dată când te-am văzut, m-am îndrăgostit de tine, iar tu mi-ai zâmbit, fiindcă ai știut. Acum poți să-mi zâmbești din nou, că nu s-a schimbat nimic. Tu, Daniela. Doamnelor și domnilor, nu fac curaj. Continuarea după pauză, vă rog frumos, nu se mai poate. E dramatic. Imediat se strigă Daru, o să vedem Daru de la domnul Mitoșeru. Până atunci, băieți, hai să cântăm ceva pentru Mire și Mireasă. Băgăm? Haideți. Dragoste frumoasă, un mesaj frumos de la tinere pentru mireasă și din partea miresei pentru tinerică. Da! Da! Pupo! Pupo! Alături de fratele meu, Alex Cojo! Iubire, cum te-ai tu mai rău, nu te-ai iubit.
eu. Bine! Vocal artistul la manele și Lis la făcănele. Ia-și-te! La doamne! Dă-i să vină! Putem să prelungim nunta foarte mult din două motive. Unu, e foarte târziu pentru Viorel Lis și trebuie să își ia pastilele. Și doi, e foarte multă hornăială aici. Daniela a zis că vrea în cameră. Vrea pe cameră. Normal, sex sălbatic. Nu mă, vrea pe cameră să numere banii. Domnul Mitoșeru, de la fratele... De la fratele Miresei, cum se zice. Da, darul meu este de 200, chiar, poate fi chiar de 200 de mii, de dolari. Ia uzi, de dolari, dar nu pentru ei, ci pentru cine își cumpără cartoanele albastre, aurii și tricolore. E simplu, duminica la Super Bingo, Metropolis, ora 4. Pentru voi, Doamne ajută, să rămâneți împreună, să fie într-un... Să rămâneți împreună, albastre, să nu uiți, da, aurii și tricolore. Bravo. Duminică, da? Și ăsta are nevoie de bani. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult cofetăriei Magnolia și invers, florăriei Magnolia și cofetăriei Claus. Mulțumim de asemenea acestei superbe creații vestimentare. Mai spuneți-mi, vă rog, frumos în cască, bănuiesc. Safira a făcut rochia de mireasă. Da, nu cheamă Crudu. Dar Daniela Crudu a comandat-o special, să fie un pic mai mare ca să se simtă... În largul meu! În largul tău. Mulțumim, Viorel Lis, pentru oficierea căsătoriei, Oana Lis, pentru că existi. Eu am mâna bună. Ana Maria Mocanu, mulțumim mult de tot că încă tu nu te măriți. Bravo! Flore, cadou tu ți l-ai primit, Costin Mărculescu te așteaptă. A fost nunta Danielei Crudu în direct. Mulțumim, Bogdan Artistu, Alex Cojo, v-am pupat!